Așa, astăzi eram prin oraș și la un moment dat trec prin fața bisericii Înălțarea Domnului, Maicii Domnului, în care pe fonduri europene s-a reabilitat intrarea. La început nimic interesant. Te uiți la ea, parcă zici că seamănă ca un castel. Corp alb, acoperiș albastru. După care, la intrare, a apărut un ceas. E, și la ceas, ați văzut cum sunt în oraș, ceasurile sau altceva. Interesante, nu? Adică la ora 12 începe sau bing, bang, bing, bang. Mă întreb cum ar fi fost un ceas bisericesc. La ora 12 avem mătăniile LCS care țipă și urlă noapte de noapte. Până și dracul de pe lumea cealaltă nu-l primește că urlă. Sau vine ora 1. Toată lumea recită în acea oră crezul. Cred într-un bun Dumnezeu, atot făcătorul și creatorul și toate cele. Următoarea oră, ora 2. Tatăl nostru care ești în cer, ființească-se numele tău, facă-se voia ta. Și tot așa, trecem la următoarea. La ora 3, să-l punem pe Iisus din Nazaret, pe cruce, că este un fals rege. Deci în următoarea oră. Veniți și luați lumină, pentru că s-a trezit Iisus din mormânt și a dispărut și s-a înălțat. Mai trecem la următoarea oră. Este ora în care pe pământ a venit un rege al creștinității, care foarte mulți regi, ca și Irod, l-au blestemat și toate cinele și l-au blasfemiat, pentru că toată lumea spunea că este rege al creștinității. Deci s-a născut Iisus din Nazaret, rege al creștinătății. Trecem la următoarea oră. Procesul și pildele învățate în timpul vieții al lui Iisus din Nazaret. Timp de oră. Trecem la următoarea oră. Bălăcăreala, sau cum vrei să-i spuneți, țipetele și urletele al lui Ioan Botezătorul, care a anunțat că pe pământ va veni un om înainte de toate și apoi un rege al creștinității numit Iisus din Nazaret, care va fi blasfemiat de necredincioși și toate cele. Bun. Trecem mai departe. La următoarea oră. La următoarea oră, acatistul Maicii Domnului. Bucură-te, Doamne, bucură-te, mândră mamă, bucură-te, bucură-te, știi?
Trecem la următoarea oră. Și ajungem la ora în care, hai să-i spunem, se citesc spovedaniile. Deci în acea oră toată lumea se spovedește. Trecem la următoarea oră. Ora în care mai stăm ce mai stăm și aflăm ceva nou pe pământ, în care toate poveștile frumoase despre Iisus din Nazaret, despre Maria, mama lui Iisus Nazaret, Adam și Eva, sunt scrise într-o carte mare și groasă numită Biblia. Trecem la următoarea oră. Acelea sunt numite testamente. Testamentul nou și testamentul vechi. Și, nu știu, trecem mai departe și ajungem la următoarea oră în care ajungem la Apocalipsă. La următoarea oră să citești despre bolile incurabile care apar când și când și sunt scrise în Testament și Biblie, ca gripa porcină, aviară, vaca nebună. Astea sunt cele mai noi. Pe vremea aceea erau leproșii, gripații sau gripa spaniolă, tifoida și toate cele. Mai trecem încă vreo două ore și s-a făcut jumătate zi. Și ceasul a făcut tic, 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 tic. Și iată ce ceas interesant avem în viață, pe care nu-l citim absolut niciodată în viață. O seară plăcută vă doresc!